Universul poveștilor. Tofinelul și sămânța misterioasă. Autor și ilustrator Giuliano Ferri. Editura DPH. Traducere de Cristiana Ion. Tofinel și sămânța misterioasă. Era ziua de naștere a lui Tofinel, micuțul șoricel. Toți prietenii veneau entuziasmați la petrecere, cu mami sau tati, soseau rând pe rând, aducând cadouri colorate. Ce mai distracție, ce mai mister! Era o zi minunată pentru Tofinel. Însă, un cadou era cu totul special. Cel de la bunicuțul său, șoricelul înțelept, de la care învață fel de fel de lucruri importante. Acesta i-a dăruit ceva împachetat în săculeț. Ce este înăuntru? A întrebat Tofinel. Deschide punguța și vei afla, a răspuns bunicuțul. Of, a spus Tofinel, sunt doar niște semințe. Ei bine, a zis bunicuțul, plantează una și vezi ce va înmuguri din ea. Dacă o vei îngriji cu drag, va deveni un cadou fantastic. Nu doar că îți va oferi hrană, dar te vei putea juca între crenguțele sale, să știi. Tofinel era neîncrezător. Promisiunea bunicuțului părea prea frumoasă. Ce cadou misterios i-a pregătit oare? Nerăbdător, s-a dus cu bunicul în grădină să planteze sămânța misterioasă. I-au săpat o gropiță confortabilă, au acoperit-o cu pământ moale și hrănitor, peste care au turnat apoi niște apă. Toate acestea aveau să ajute sămânța să rodească. Era atât de palpitant, încât Tofinel abia aștepta să vadă ce a crescut a doua zi. A doua zi, de cum s-a trezit, micuțul șoricel a zbugit-o direct în grădină. Dar nu înțelegea care să fi fost problema. În locul grămăjoare de pământ în care au plantat sămânța se afla nimic. Nu se schimbase nimic. Totul era la fel. Trebuie să fie o glumă pe seama mea, a spus Tofinel. Chiar deloc, i-a răspuns bunicuțul. I-ai dat tot ce are nevoie ca să înmugurească, cu excepția unui singur lucru foarte important. Timp! Trebuie să o uzi în fiecare zi și să o aștept să crească. Cel mai important lucru este să ai răbdare. Ai încredere în bunicuțul tău și vei vedea. Tofinel s-a uitat la locușorul de pământ în care a plantat sămânța. Of, toată așteptarea aceasta era tare neplăcută. Dar era curios să vadă dacă bunicuțul chiar avea dreptate. Și-a luat frăpitoarea stacojie și a mai pus niște apă sămânții. Zi de zi, Tofinel își uda sămânța. Și nimic nu se întâmpla. Ce plictisitor este, s-a plâns el. Fii răbdător, îi tot spunea bunicuțul. Apoi, într-o dimineață, Tofinel a dat fuga în grădină. Ca de obicei. Vai! În sfârșit! Spre surprinderea lui, sămânța a rodit. Era de-a dreptul extaziat. Însă nu era deloc ceva ce putea să-i servească pe post de hrană sau loc de joacă. Bunicuțul i-a spus. Bravo ție, Tofinel! Până acum ai făcut o treabă excelentă. Continuă să ai grijă de ea și nu vei fi dezamăgit. Îți promit! Zi de zi, Tofinel își uda plântuța. 3-4 zile trecuseră deja, dar nu părea că se întâmplă mare lucru. Tofinel
încearcă să nu fie dezamăgit. Își amintea mereu vorbele bunicului său. Trebuie să am răbdare. Așa i-am promis bunicuțului. Prietenii lui Tofinel l-au chemat să vină cu ei, să nuate cu toții în râu. Nu pot să vin, le-a spus Tofinel neînduplecat. Trebuie să am grijă de plantă. Of, las-o! Ai grijă mai târziu de ea. Vino cu noi acum, hai să ne distrăm. Prietenii l-au convins să-i însoțească. Nu-i nimic, sunt sigur că va fi bine chiar dacă o voi uda puțin mai târziu decât de obicei, și-a spus el. S-a dus la lac, a înotat mult, chiar s-au distrat. Of, dar când a ajuns acasă, Tofinel era atât de obosit încât a uitat complet să ude planta. Dimineața, când s-a trezit, Tofinel și-a dat seama că nu și-a respectat responsabilitatea de a uda planta. A fugit în grădină, iar când a ajuns, a găsit bianta plătuță, ofilită și pământul uscat. A murit? L-a întrebat pe bunicuț. Nu știu încă, a spus el. Nu putem decât să-i punem niște apă și să așteptăm până mâine, să aflăm dacă va fi bine. Îmi pare atât de rău, i-a spus Tofinel îngrijorat plântuței. Este numai vina mea. Te rog, fă-te bine și-ți promit că nu te voi mai uita niciodată. A doua zi, îndată ce s-a trezit, Tofinel a dat fuga în grădină. Planta mea și-a revenit! Arată fantastic! După această întâmplare, Tofinel nu a mai neglijat-o niciodată și a îngrijit-o cu mare atenție. Zi de zi. Iar prietenii săi veneau mereu să o vadă și să o admire cum crește. Tofinel era tare fericit și se simțea minunat cu cât creștea planta, din ce în ce mai mare. Într-o zi, însă, hap-ciu! Tofinel s-a trezit strănutând. Hap-ciu! Hap-ciu! Of, răcise! Nu se simțea deloc bine. Mămica Șoricică i-a spus să stea în pat, să se odihnească. Mami avea să-l îngrijească până se va face bine. Dar, mami, planta are nevoie de mine! Însă Tofinel era norocos. Avea prieteni buni și grișulii, care au dat planta în locul lui. Astfel, când l-a întrebat pe bunicuț dacă planta crește bine, aceasta i-a spus. Nu îți face griji! Tofinel, prietenii tăi sunt un ajutor de nădejde și îngrijesc planta cu atenție în lipsa ta. Când, în sfârșit, Tofinel s-a făcut bine, a fugit imediat în grădină. Wow! Ce surpriză! Din micuța sămânță crescuse un vrej de roșii înalt, cu o mulțime de frunze și lăstari, plin de roșii coapte care luceau în lumina soarelui. Încearcă una, i-a spus bunicuțul mândru. Pofticios, Tofinel a cules o roșie și a mușcat din ea încântat. Wow! Este delicioasă! Cea mai bună roșie pe care am mâncat-o vreodată! Fericit, Tofinel și-a invitat toți prietenii să savureze roșiile crescute împreună. Apoi s-au jucat și s-au cățărat toată ziua pe vrejul de roșii. Se legănau pe lăstari, se lăsau să alunece pe tulpină ca pe topogan, iar din când în când mai culegeau câte o roșie suculentă să mănânce. La lăsirea serii, Tofinel i-a mulțumit bunicuțului. Ce cadou minunat mi-ai dat, bunicuțule! Este cel mai grozav cadou din toate timpurile, i-a spus Tofinel. Tare mă bucur că spui asta, a zis bunicul, care era și el foarte fericit de rezultat. Acum știi că ți-am oferit. De fapt,
cadoul responsabilității și că cele mai dulci roade sunt acele crescute cu grijă și răbdare. Sfârșit. Dacă v-a plăcut povestea, nu uitați de like, share și să vă abonați.